Teste electorale. Leante cu Florin Călinescu și cu ideile Partidului Verde. Echipa tânără, promițătoare, a verzilor din București. Candidat pentru Senat și Camera Deputaților. Vrem să aducem prospețime în viața politică. Se pare că oamenii ăștia sau încă nu s-au cazat, sau deja au plecat, sau foarte rar verifică cutia poștală, sau activitatea politică de distribuire a clientelor e foarte intensă și cutiile sunt foarte pline. Și o să numesc familie. Câine pe acoperiș. Dar e cu minte, nici nu latră, nici nu înjură. Familia Ghelu. Hai să încercăm. Familia Ghelu. S-a gândit câinele să vină să zică ceva. Hai zicuț, frumosule. Ești cu un ochi așa și cu un ochi altfel. Noroc, nu ne roși, ne roase. Alo? Da, da. Da, eu sunt pentru sectorul 5. Eu sunt pentru sectorul 5, delegat și reprezentanți ai Partidului Verde. Trebuie să fiți acolo din ajun, să participați la sigilarea secției de votare. După aceea, în ziua alegerilor, trebuie să fiți acolo de la ora 6, sau măcar 6 jumate, să participați la procesul electoral, să distribuiți buletine de vot, să vedeți cum se votează și să participați la numărătoarea voturilor. După care semnați procesul verbal și păstrați o copie pentru noi. Și peste 10 zile sunteți plătit de stat, de primărie, de prefectură, cu vreo 770 de lei, dar impozabil. Pentru ziua asta de muncă sau două zile putem să le considerăm. Practic asta e făcut, da. Păi nu știu, eu știu cât o fi impozitele. 10%, nu? Eu n-am fost delegat la secție, adică am fost în anii trecuți când era mai puțină suma. Acum, de motiv de pandemie, se dă mai mult. Cred că s-a dublat suma acum. Ori s-a triplat, e mult, da. E, nu chiar sectorul 5, da, da, vine pe drumul serii. Putem alege vreo secție să fie aproape de AFI, dar oricum, odată în viață, puteți să luați și dumneavoastră un taxi sau o bicicletă. Da, da. Noi